Guys, oficial am ajuns la mare! Și suntem în unul dintre cele mai frumoase apartamente de pe litoralul românesc. Adică uitați-vă ce priveliște bomba avem. Îi puteți găsi pe Instagramul lăsat în descriere. Ce faci mă aici? Nu știi că cele mai bune flotări să fac dimineața? Mușchii ăștia cum crezi că să fac? Așa, cu filmări, cu de-astea? Hai trebuie și fă niște flotări, că am deja 120 de flotări, ești nebun? Hai că e 4 serii, 15 bucăți. Dă-i drum. Hai că am venit și noi la mare, dacă e să moară geaxara, dacă nu. 2, 3, ne pompăm înainte de plajă. Hai și mai tare. Că mereu ți-ai dorit să joci jocuri pe propriul televizor fără să mai arunci o căruță de bani pe PlayStation-uri, Xbox-uri, chiar și PC-uri. Există un link special în descriere care te va duce către Boosteroid. Boosteroid oferă gratuit o consolă de gaming cât un stick capabil să-ți transforme monitorul sau televizorul obișnuit cu mufă HDMI într-un smart TV și suficient de puternic încât să-ți ruleze orice joc. Boostation este livrată gratuit la abonamentul anual de 89,89 euro, care poate fi achiziționată din linkul din descriere. Trebuie să încerci. Haide mă că mai ai încă 3. Hai. Una. 101. Și sus. 102. 103. Am băgat și extra. Ah. Hai sus. Mamă, să moară Jackson. Dacă tot mai pus tu pe mine la ceva, o să te pun și eu pe tine la ceva. Hai să-l transportăm pe plajă. În acest moment suntem pe plaja din Mamaia și suntem gata de cel mai tare challenge. Ești gata, mă, Andrei? Sunt un pic gata, dar mie că nu o să rezist de foame acolo la challenge-ul ăsta. Suntem nemâncați, nebăuți și neduși la baie pentru a face acest challenge cât mai greu. Ce să facem noi? Pur și simplu o să ne îngropăm în nisip până la gât. Mamă, îți dai seama câta groapa trebuie să facă pentru mine? Îți dai seama că să pam jumătate de oră să moară să se penească. Hai, hai să vedem ce este. Ultimul care va ieși din nisip va primi 1000 de euro. Bă, eu zic că eu mă pun să dorm acolo. Să moară Jackson adevărat. Da, te fac. Nu, ai nicio șansă, n-ai nicio șansă. Te fac. Eu știu cum ești tu cu toaleta așa că și cu mâncarea și cu apa, așa că nu cred eu că o să rezist. Hai să ne punem pe săpat groapa, ne săpăm groapa fiecare ca și cum s-ar zice și hai să dăm drumul la challenge. Fiecare sapă groapa, dar avem doar o singură lopată că na, asta e groapa ta. Eu cred că ajungem să dăm de petrol 100% că nu. Până nu dau de petrol, nu mă las. Apicane, haide. Hai. Hai că n-ai fost la salaj. Să moare de asta, era mai greu decât credeam. Păi tu ești mai mare, am mai sapă și tu, mă, trăiți arneamul tău, că nu se poate săpa așa. Eu ți-o săpa ta. Tu ești sapa mea? Păi cum ești sapa mea dacă eu o să te bag pe tine în groapa asta? Da, eu sap groapa ta cu care te bag eu pe tine și tu mă bagi acolo. Da? Da. Mamă, dar nu sap jumătate de oră să-l bag cu Bordeanu aici. Bă, știi cine trebuia? Un excavator. Atâta ambiție poate să aibă copilașul ăsta. Băi, deci ca să vedeți oamenii, mă, cum sunt. Am venit băiatul ăsta, cum te cheamă, frate? Mario. A venit Mario cu lopata, da, de acasă, nu știu de unde a luat-o. Cred că a luat-o în ghiozna să mă ajut. Și ne ajută să săpăm a doua groapă, pentru că picante e extenuat și pe Bordeanu, dacă îl vedeți cum e, da? Dacă îl bumbă Bordeanu să sape acum, bușește pe aici, aici, în bucățele. Așa că hai să săpăm! Să moară Jackseana, dar n-ajungem în China! Nu așa, Bordeane? Direct în China, m-a zis? Da! Ne ducem peste Marea Neagră, mai întâi la Bulgaria. Da, da, da! Dă-o tălpa nostru ce repede a făcut-o. La grijă, nu călca pe margine, că se rupe, sar direct în ea. Câte kilograme ai zi pe cameră? 115. 115 kilograme în groapă, haide! Și iar asta te povine puternic. Ai, mama, brudă. Hai, copii, dați cu nisip pe el. Hai, veniți toți, dați cu nisip. Ușor. Da, da, ușor, ușor. Nu, 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 nu aruncă. Adică așa, cu piciorul frumos, da? Așa, Bordeanu. Îl îngropăm de viu pe Bordeanu. Hai, mă, Bordeanule, să moară, să înțepenească dacă. Mă simt de parcă n-aș putea să mă mișc. Oare păi, e bine? Nici nu poți să te miști. Poate nu mai am simțuri. Te-ai gândit la asta? Băiat, tu dai seama că tu ai început primul. Da. 1000 de euro e a mea. Așa, da. Da, da. Mamă, mă, brother, dar tu ești lopătar de profesie, să moarge sau uite că să zice cât de repede a săpat o joacă pe aia. Noi stau să mă uit la aia, două. Bă, deci nu m-am îngropat niciodată în nisip, toată viața mea cât am fost copil. Și am ajuns. Dita-i omul să mă bag eu în nisip hai, aici, mă? Da. Chiar așa? Mamă, ce ciudat e să fii îngropat de viu. Nu, eu am și probleme cu plămâni, ești nebun, poate murim pe aici, facem. Da, tu nu muriți. Măcar sunteți îngropat. Da, adevărat. Băi, eu mă panichez rău de tot mie, nu-mi plac chestia de claustrofob pe bune, adevărat. Ok, Bordeanule, ești pregătit? Mai pregătit ca oricând. Oficial! Se dă start la competiția. Ultimul care iese din groapa cu nisip primește 1000 de euro. Let's go! Bă, dar nu a dormit, să mă reacționă. Și ca să fie și mai interesant, v-am pregătit câteva surpriză. Ce surpriză, mă, ești nebun la cap? Bă, ce că se face îngropat, vine, am mai făcut și surprize. Pleacă, bă, Ștefane, de aici cu d-astea, adevărat, acum. Bă, ce că stăm aici, am...
cu tone de nisip pe noi. L-am adus pe băiatul de a ne ajuta cu groapa și acum o să vă îngroape și mai rău. Cum adică, mă, și mai rău? Cine faceți, bă? Câți ani credeți că am? Cine va fi cel mai departe de răspuns va primi o sticlă cu apă în cap. Adică Bordeanu sau Mare Jacana. Hai, ia zi-mă, Bordeanule, bag o vârstă la băiat. Bordeanu deja, mă, e mort, e mort în groapă. Zi, 17 ani. 17 ani? 17. Eu zic în 18. Câți ai? 18 ani! 19. Oh! 3, 2, 1, Bordeanu! Bine! Vezi, mă, provocarea asta chiar m-a făcut mai mult bine, gen. Mai mult o să stau eu aici decât alții la pușcărie. Încep să mă încing și pe lângă chestia asta fac rău de tot pe mine să mă arge Axana. Oricum nu se vede. Ai înțeles, bă, Bordeanule, publicul ce că avem toaletă subterană direct, a? Bă, asta cu baia subterană nu chiar e, nu-i ce trebuie. Nu e deloc, adică dacă tu vrei să faci, fă, dar e ca și cum mai face pe tine, nu știu cum să zic. Bă, sincer, eu nu vreau să fac pe mine așa că frățărul tău stă aici, că mă țin puternic și iau și eu 1000 de euro. Provocarea a doua, cel care o să piardă o să primească mare făină în cap. Bă, dar să vă trăiască vouă, cine a făcut porcările astea de provocări? Băi, Ștefane, acum serios, cu apa am înțeles, dar și făină, nu, deci nu. Eu ies să mă arăzi Axana dacă nu. Hai să văd și cum ești. Bă, dar cum ești? Dar ești că nu ești nici dacă vreme, ești bun. Să ne dezgroape cineva. Eu cred că plec cu plaja asta toată în spate. Care e cea mai mare țară din lume? Mamă, Bordeanu, ne-a luat pe geometrie, băiatul nostru. Nu prea le avem cu geometria, hau. Bă, nu știu, cea mai mare țară din lume, forever, forever, toată. Adică nu continent, țară, ești nebun la cap. Care e, mă, cea mai mare, țară din lume? Deci cea mai mare țară, da? Da. Din lume. Da. Na. Rusia. Rusia. Bă, vezi că s-ar putea să aibă dreptate cu Rusia. Dar eu merg pe alta. Eu merg pe... O să merg pe... China. Rusia. Bă, firial naibii de mușchiulos, ai și creier acolo, ești de bun. Mamă, s-a dat cu faină! Mamă, gata, să moare Jacksona, gata! Mamă, să moare, să înțepenească, dacă nu! Gata, mă, bruder, înțeleg că nu știu cu geometrie, dar gata, nu mai dat cu faină, gata! După ce că suntem maltratați aici, în nisipul ăsta, mai ne dă și cu faină în cap. Ia, mă, vezi cum se întoarce roata? Se întoarce puternică. Bă, degeaba am eu primit o faină în cap, că tot eu primesc banii, ești nebun la cap. Bă, Antonio, real, n-ai absolut niciun șansă. Eu ți-am zis că aici stau. Până mâine dimineață. Că dacă spart o în cap, te fac prăjitura casei picane. Bă, dar eu nu mai suport, bă, acum, pe bune, că mă mănâncă ceva fix în călcâi. În călcâi? În călcâi? Bă, și e ceva. Pe mine mă mănâncă toată pielea aici, până la cap, dar nu mai pot, tu n-ai problemă cu baia. Trebuia să mergem la baie înainte să filmăm clipul ăsta. Famă, bă, adevărat că fac pe mine, dar mor eu, cred că renunț la 1000 de euro, că nu mai pot să rezist, bă, frate. Gata, Bordeanu deja renunță puternic. Glumeam, bă, fraiere, n-au mărit la aici. Nu? Ne. Zi adevărat, nu? Nu. Bine, nebunule. Hai puțin că începe acum a treia provocare sau... Hai mă, provocări? Mai am. M-am mâncat limba aici, nebun la cap. Iar pentru a treia provocare, pierzătorul o să primească mâncare de căței în cap. Ce mâncare de căței? Din aia uscată sau umedă? Umedă, nebunilor. Mamă, Bordeanule. Deja îmi vine să vomit. Mai rezistăm, ce să facem? A început deja lumea să se uite la noi puternic, greu de tot. Ha, mă, dai cu mâncarea de căței să-l umplem pe Bordeanu de mâncare de căței. Haide, mă, picare, deschide gura, că vine cina. Da, stai să vezi tu cum pierzi, că acum dau puternic pe geometrie. Ha. Bă, Bordeanule, nu știu cum ești tu, dar mie au început să-mi amortesc rup picioarele, gen genunchi. Tu mai reziști? Bă, sincer să fiu acum, că ai zis, de ceva vreme nu mai simțeam nici eu mâinile. Fără că trică, acum chiar nu glumesc. Nici eu nu glumesc, deci nu eu chiar, deci chiar nu mai simt genunchi, deja mă doare. Destul de greu nisipul ăsta peste noi aici, e foarte greu gen. Întrebarea este, câți dinți are omul? Bordeane, nu știu dacă știi cu datea cu dinții, cu datea să mă arde, dar pentru pedeapsa asta cred că o să încep să-i număr cu limba, nu? Am să nu trișez, ești nebun la cap. Eu deja îi număram cu limba. Ești nebun? Da. Bă, hai mă să nu-i numărăm. Stai că dau și-o răspunsul. Bă, asta e acum ce-o fi, o fi. Eu zic că omul are 25 de dinți. Și răspunsul tău? 24. Câți dinți are, mă? 32. Wow! Nu pot să cred! 32 de dinți! Bine! Bordeanule!
Cred că o să ieși afară. Doamne, mâncare de câini, bă, băiatule. Dacă ies acum afară, măcar nu mai scap de asta, nu? O, Bordeianule, pedeapsa nu se iartă. Dă-i cu mâncarea de căței, tată. Dă-i. Bă, dar nu mai pot că miroase asta groaznic. Guys, a trecut deja o oră de când suntem în nisip și corpurile noastre deja, nu știu, deja au putrezit corpurile noastre, Antonio. Păi asta e, ne mai dă niște nisip pe cap și niște, aici ne lasă, e bun. Niște flori pe ăsta aici, să nu-i zic mormânt, și suntem bine. Întrebarea este câte planete sunt în sistemul solar. Mamă, iar ne-a luat pe geometrie să-mi... Bă, ce aveți, mă, cu geometriile astea, să mă reacționa dacă nu? Bordeiene, tu știi, mă, cu planetele? Limba chineză. Habar n-am câte sunt, dar o dăm la plezneală. Zi-mă câte sunt, pă bune, hai, ia zici tu primul. Că am zis eu primul data trecută. 14. 14 planete, atât de multe? Deci fără soare, fără astea, nu știu, eu zic că sunt... 7 planete. Ia zi, frate, câte planete sunt? 9. Bă, dar chiar așa, bă, le primesc eu pe toate. Bă, nu mai băgată, ies. Bă, toarnă-i și am nu lăsa să iasă. Toarnă-i. Bă, te văd aici cu 1000 ta de euro. Bă, nu vine să cred, a ieșit. Bă, a ieșit ca să scap de șampon. Da, mă, ca să vin să spun și ție acum. Ce să-mi pui, mă? Bă, nu pot să ies, stai, nu mai da, gata. Bă, gata, bă, nu mai fi, deci nu mai fi, Andrei, scoteți-mă copii de aici, ține-mă, scoate de aici, ia el 1000 de euro. Nu pot să ies, să moară Jacksona. Bă, ne-am blocat aici puternic, deci chiar nu mai merge să mai ies. Și simt cum nisipul îmi preia presiunea asta puternică și nu mai... Ai grijă să nu-mi dai în picior. Mamă, deci nu mai pot să ies, nebunesc, intru în stare de șoc. Hai, mă, brother, haide. Hai sus, de acolo. Mi s-a pus cârcel. Oare să înțepenească pizar challenge-ul al naibii picane. Vezi, mă, cum se învârte roata asta, vezi? Deci că suntem veniți de morți. Nu știu cum să vă zic, dar picioarele mele nu le mai simt. Tu mai simți picioarele tale? Da, la palme aveam o problemă, dar aparent și revin și astea ușor. Deci efectiv, nu știu cum sunteți voi, dar eu când vin la mare, efectiv când pun piciorul pe nisip, simt că am nisip până și în urechi. Inclusiv când pun piciorul. Băi, dacă mă întreb pe mine acum că ne-am băgat acolo groapa aia, simt că am nisip în tot corpul, ce să fac. Sandman. Aere, vezi că aici am fost și mâncare de găței în păr. Până la urmă, guys, s-a dovedit că eu am meritat 1000 de euro, că nebunul meu s-a speriat de șampon, așa faci și în duș, mă, ai fobie de șampon, cine să pun? Pe mine nu mă fac bani, mă, challenge-urile astea. Pleacă tot aici, ai nebun la cap. Boys, cam atât a fost vlogul de astăzi, dacă v-a plăcut acest challenge de la mare, nu uitați să rupeți butonul de like, vom mai veni cu conținut de la mare, așa că stay tuned. Nu uitați să rupeți butonul de subscribe, să lăsați un comentariu și să ne urmăriți pe Instagram, Antonio Pican și Andrei Bordeanu, ne revenim cu noi clipuri în fiecare săptămână. V-am pupat! Pa, pa!